Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitatul meu din această seară este domnul Cristi Mănăilă. Vorbim despre cursa sa de 1006 km, iată, nu sunt doar 1000, parcurs și în 70 și am și uitat, 72 de ore și 12 minute. Vă întrebam în prima parte a emisiunii, domnule Mănăilă, despre cât timp aveți de socializare. Însă îmi povesteați acum în pauza publicitară că ați întâlnit de-a lungul carierei oameni extraordinari, oameni care au înțeles efortul pe care l-ați depus și chiar vă apreciau. Haideți să vă dau câteva exemple chiar din tura aceasta de 1000 de kilometri. După ce am avut momentul acela de oboseală majoră când coboram de pe Transfăgărășan către Curtea de Argeș, în drum până la Vidraru am luat hotărârea, zic, mă opresc în noaptea aceasta în Curtea de Argeș. Indiferent dacă mai este lumina afară, mai departe de Curtea de Argeș și nu mai mă duc, pentru că aș fi intrat în noapte, starea de oboseală s-ar fi accentuat și acum un an, doi, am mai avut momente când aproape că eram să ador pe bicicletă. Și la Vidraru, la baraj, am deschis telefonul, la pauză, am deschis telefonul, am căutat o cazare și am găsit la o pensiune în Curtea de Argeș. M-am dus acolo, m-a întâmpinat o doamnă, modestie extraordinară, o pensiune frumoasă, în stil țărănesc, tradițional, și am întrebat-o, zic, doamnă, un magazin prin zonă, vreau să-mi iau ceva de mâncare. Păi, mai încolo, la 100 de metri, 50-100 de metri, un profi, puteți să mergeți să vă luați, dar nu mai bine vă fac eu ceva de mâncare, două ochiuri cu brânzică, cu roșie, cu castraveți, cu ceva acolo, lăsați că o să fie bine. Zic, vă mulțumesc, nu se putea mai bine. Alt moment, veneam dinspre Albeș Paleologul către Buzău și la intrare în județul Buzău m-am oprit să fac o fotografie cu județul Buzău după atâția kilometri, atâtea județe străbătute. Și în timp ce făceam fotografia, am văzut că s-a oprit o mașină, am simțit s-a oprit o mașină în spatele meu, m-am întors, un fost coleg de muncă, domnule, ce faceți? V-am urmărit toată cursa, dar sunt convins că vă esetiți. Și mi-a dat o sticlă cu apă rece, o sticlă de jumătate, am sorbit-o pe nerăsuflate. La Onești, un coleg de-al nostru care de bicicleală, cum îi spunem noi, păi, când ajungi la Onești, dă-mi un telefon, l-am sunat, unde ești? Sunt acolo, rămâi acolo că vin imediat. A venit, salut, salut, hai să mănânci ceva. Nici n-a stat la discuție, hai să mănânci, nu știu ce înseamnă să pedalezi atâta fără să mănânci. Iată, momente care te încurajează, oameni care te urmăresc, primesc un mesaj la Bârlad, un mesaj pe telefon, de la un tip, nu-l cunosc, nu l-am văzut niciodată, păi, cum e, unde ești? Zic, sunt la un Bârlad la asta. Zic, ai nevoie de ceva? Mă întreabă. Ai nevoie de ceva? O cameră? Vă arăt mesajele. Ai nevoie de ceva? Camere, ceva să-ți aduc? Bă, nu, sunt ok, n-am nicio problemă. Iată, oamenii sar și te ajută. O chestie de genul ăsta, îi mai spuneam și colegului dumneavoastră la emisiunea trecută, am văzut anul trecut în Franța. Acolo ieșeau oamenii la porți, îți dădeau apă, mâncare și noi românii, după ce s-a terminat cursa, stăteam și povesteam la un pahar de bere și spuneam, zic, bă, voi vă dați seama că dacă nu erau oamenii ăștia să ne dea apă pe marginea drumului, noi muream de sete în cursa aia Paris-Brest-Paris dus-întors. Voi ați observat că n-am găsit niciun magazin, n-am găsit nicio benzinărie. Noi e obișnuiți ca la noi, cu magazine, să tești, cu dele. Nu există așa ceva acolo. La ora 7, la 8 seara erau închise toate și noi rulam și noaptea acolo. Deci iată și aici, românii încep să prindă gustul ăsta de mișcare și încep și am senzația că au început să aprecieze. Sunt și dintre aceia care, ce ți iasă din toată treaba asta? Nu, dar am observat că sunt care încep să aprecieze. La fel cum și eu spun, bă, nu toată lumea trebuie să facă ce fac eu. Nu, eu apreciez și munca celuilalt. Și uitați, am la... Dar sunt sigură că nu apreciați statul cuiva. Da, nu intrăm în detalii de astea. Uitați, vreau să vă spun, avem un băiat acolo în cartier unde stau, măturător, lucrează la Urbis. Ne salutăm toată ziua, mi-e drag de el așa, îl văd că își face cu pasiune munca, meseria, eu respect.
Eu respect și e o chestie deosebită, adică mie la fel sunt convins că sunt și alții care, am văzut și urmăritorii de pe Facebook, câți au trimis mesaje, câți postam acum un moment, am ajuns, deja apăreau 5, 6, 10 like-uri, semn că oamenii urmăreau, că oamenii erau pasionați. La fel cum și interesați de da, ce se întâmplă. Da, la fel cum și eu, la rândul meu, urmăresc când are cursele TB Ușeriu, da, ultramaratoanele cele. La fel și, iată, e o chestie care începe să prindă la noi, la români, și e foarte bine, asta înseamnă civilizație. Doamne ajută! Vreau să-mi spuneți și să-mi povestiți momentul când ați ajuns la Buzău. Aveați un target de 75 de ore, dar da, v-ați propus de la început să, sau v-ați gândit că haideți o să ajungeți? Haideți să vă spun cam cum este aici. Rulezi, eu am o capacitate de rulare cam 70 de kilometri fără să mă opresc. Dacă totul e ok, hrănit, odihnit bine și apă la mine, tot cam 70 de kilometri, 70-80 duc fără să mă opresc. Vorbisem, mă sunase un prieten din București, mi-a spus când ajung la Arcul de Triumf să ne vedem. A venit, zic, m-a întrebat, ai nevoie ceva? Zic, bă, ceva ca să un glanțul, că a început să zornei. A venit cu scule, mi le-a șters, mi-a un băiat de treabă, pasionat de al nostru de biciclete, randonior și el. Și m-am uitat la ceas, am spus, bă, cam aș avea timp să ajung la Buzău în 72 de ore, să fac 72 de ore. Dar trebuie să fiu atent, în primul rând, trebuie să fiu atent la trafic. Am plecat din București, a început traficul la infernal pe DN1, unde trebuie să fii foarte atent, trebuie să ai experiență, să ții bine de ghidon, să nu faci mișcări necontrolate. Am ajuns la Ploiești, am validat și acolo, după care, până la, de la Ploiești la Albeș Paleologul, ok, drumul foarte bun, dar de la Albeș Paleologul la Buzău, un drum, aș putea spune, dificil și pentru mașini. Și este jenant că acesta este un drum european, cotat la drum european, este jenant. Corect, structură. Dumneavoastră vorbiți despre porțiunea aceea care pe margini, pe unde dumneavoastră trebuia să mergeți, exact, are denivelările produse de camioane. Iar nu-i vorba numai de denivelări, și soluția drumarilor noștri, meseriași cu ghilimele de rigoare, meseriași ca, probabil ca cei din Las Fierbinți, că avem un capitol aici cu Las Fierbinți, da? Meseriași care bagă acel freză și îți fac drumul. Deci nici cu mașina nu poți merge pe acolo, cu, o simți tot timpul să faci în creier. Dar rămite cu bicicleta, vă dați seama. Dacă te dai mai în stânga, intri pe banda de rulare și te claxonează șoferii. Dacă te dai în dreapta, nu poți să mergi. Că de asta am și mulțumit celor de la Marion, magazinul de biciclete, pentru modul cum au pregătit-o. Mă mir cum de-a rezistat bicicleta pe acolo. La ce a trebuit să merg în forma asta. Ei, dacă totul ar fi fost ok, aș fi venit sub 72 de ore. Dar din păcate n-a fost ok și am venit în 72 de ore. Și ca un făcut, ca, domnule, cum am intrat în județul Buzău, cum a început să bată vântul. Deci spuneți că aici e țara vânturilor. Deci din toate direcțiile a început să îmi bate și parcă mi-era ciudă că nu mai venea niciun tir din spate să mai mă tragă la aspirație, să mă ducă după el. Venea numai din contrasens și îmi creau curenții oponenți. Dar asta este. Cum a fost când și am trecut de hanul lui Țintă, am intrat pe drum bun, rulaj bun, mi-am revenit în limita în care am putut. Am ajuns în Buzău, același trafic, cunoscut, nu era nimic, mă adaptam la situație, zic să ajung mai repede să fac fotografia și să o trimit să spun că am încheiat. Nu, mai bine că grupul de prieteni era acolo, eu eram agitat să opresc GPS-ul ca să înregistreze timpul total. Au sărit pe mine, bine ai venit, tot grupul cu șampanie, cu o machetă pe care era machetă, cu bicicletă, care mi-au oferit-o cadou. Le mulțumesc cu ocazia asta, le mulțumesc că sunt aproape,
le mulțumesc și chiar au mai fost câțiva, bă, n-am știut că veneam, deja grupul era mai mare. Poate că la următorul brevet vor fi mai mulți și m-aș bucura să fie mai mulți din Buzău care iau startul și se întorc la Buzău, adică m-aș bucura să avem, de fapt, noi am încercat și prin trofeul Dumitru Dan, pe lângă memoria Dumitrului Dan, memoria lui Dumitru Dan, cu Muzeul Jețean alături și Consiliul Jețean care ne-au sprijinit, să facem și ca un moment de sărbătoare, de socializare. Și oamenii vin cu bucurie aici. Deci am avut participanți din Ploiești, din București, din Harghita am avut, de la Miercurea Ciuc, din Iași, Galați, din multe zone. Încă nu am ajuns să fim atât de bine cunoscuți, dar noi am transformat tot timpul într-un moment de bucurie. Iar aici sunt cei care participă la aceste evenimente și au vrut să lungească, să prelungească această bucurie, acest moment de bucurie. Eu m-am bucurat pentru faptul că au venit, mi-a făcut plăcere să-i văd, mi-a făcut plăcere să-i simt aproape și sper să și cu alte ocazii să le fac asemenea bucurii. Ar mai fi fost extraordinar de multe lucruri de povesti și o să vreau să vă rog într-una din emisiunile viitoare să veniți aici în studioul Campus TV să ne adresăm un pic copiilor, pentru că am văzut că este o explozie în rândul copiilor, a pasionaților de biciclete, iar acesta este un lucru extraordinar. Însă aș vrea cumva să tragem linie peste această cursă și să ne spuneți ce urmează ca să știe telespectatorii noștri la ce se aștept. M-am înscris pentru o cursă în Bulgaria. Am avut mai multe proiecte, din păcate, datorită pandemiei au picat. Aveam, se organiza în România o cursă de 2020 de kilometri. S-a amânat pentru anul următor. Eram înscris pentru o cursă în Italia de 1600 de kilometri prin Dolomiți. S-a amânat și aia pentru anul următor. Am vrut să particip la o cursă în Bosnia-Herțegovina, dar granițele sunt închise. A rămas singura unde am mai prins un loc, în Bulgaria, la Dunav Ultra, 730 de kilometri, în 48 de ore de parcurs, de la Vidin, tot malul Dunării, pe malul bulgăresc, bineînțeles, până la Doran Culac. Când se va întâmpla? În perioada 28 august, 1 septembrie. Și bineînțeles că veți reveni aici în studioul Campus TV. Cu mare plăcere, oricând. Oricum, nu vreau să încheiem emisiunea înainte de a-i oferi cezarului cei al cezarului. Colegul nostru, Cornel Floriceanu, este cel care ne ține tot timpul la curent cu ce se întâmplă, cu toate evenimentele astea la care participați și pentru lucrul acesta eu îl apreciez foarte tare și sunt chiar recunoscătoare, pentru că de multe ori el este cel care ne oferă nouă subiecte pentru emisiuni. Domnule Mănăilă, vă mulțumesc foarte mult, vă felicit pentru ceea ce ați făcut, vă felicit pentru faptul că puteți deveni un exemplu, un model pentru copiii noștri și sper să ne revedem cât de curând, cum spuneam, să vorbim nu atât despre curse, cât despre un comportament potrivit atât al bicicliștilor, dar și al șoferilor. Poate mai învățăm câte ceva unii de la ceilalți. Cu siguranță, cu mare plăcere, oricând vin să discutăm despre acest subiect, pentru că avem foarte, foarte mult de discutat pe tema aceasta. Mulți șoferi, și cu asta să încheiem emisiunea, lăsând temă pentru viitor, mulți șoferi ar trebui să înțeleagă că biciclistul este un participant la trafic. E un partener, cumva. Un ar partener, văzut ca un partener de trafic. Și ar trebui, dacă, și să nu-l vadă ca pe ceva nesemnificativ. Ca pe o muscă pe care poți să o strivești oricând. Pentru că, de obicei, șoferul, am observat, vede bicicleta, nu biciclistul. Iar biciclistul poate fi un prieten de-al șoferului, poate fi un copil al șoferului, un nepot, poate fi chiar cineva apropiat lui. Și trebuie să înțeleagă că biciclistul, în primul rând, este un om. Iar omul trebuie respectat, indiferent cum este el.
Foarte frumos spus. Vom reveni aici pentru că și pe mine mă interesează foarte tare acest aspect și vom dezvolta această discuție. Încă o dată vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea. Vă mulțumesc pentru invitație și că mi-ați oferit posibilitatea să povestesc din pățaniile mele la această cursă de 1000 de kilometri. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară. Toate cele bune, seară frumoasă. Vă doresc, la revedere.